Domnul să vă binecuvinteze. Care unde vă găsiți, vreau să vă zic să fiți bucuroși. Dacă vă găsiți acasă, dacă vă găsiți la muncă, oriunde vă găsiți, fiți bucuroși. Avem momente în care putem să zicem, nu suntem bucuroși. Vin încercări, vin probleme, vin lucruri pe care și vești, pe care nu ne le dorim să le auzim, dar totuși fiți bucuroși. Aveți momente de bucurie când, când sunteți în familie. Eu mă bucur foarte mult că am timp când sunt în familie. Aveți momente de bucurie când sunteți cu cei dragi de acasă, cu părinții. Domnul să vă binecuvinteze fiecare unde vă găsiți. Uh, Filipeni, capitolul 4, cu versetul 1, începe și spune așa: De aceea, preubiții și mult doriți mei frați bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preibiților. Le vorbește așa de frumos, Preibiților, rămâneți tari în Domnul, indiferent de ce se întâmplă. Că nu puteți să mergeți la biserică, rămâneți tari în Domnul, rămâneți tari în credință, rămâneți tari în Isus Hristos, rămâneți tari în promisiunea pe care Dumnezeu va a făgăduit-o. Versetul 4 spune așa, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Amin. Domnul să ne dea putere, să ne bucurăm totdeauna în Domnul. Sunt momente când trebuie să închidem o să intrăm în o și să-i spunem Domnului, Doamne, uite-te la inima noastră, uite-te la viața noastră. Am trăit-o așa cum am trăit-o, după înțelepciunea pe care am avut-o, dar vrem să fim bucuroși. Uneori, după cum spuneam, vin vești și ne tulbură. Un frate sau o soră a plecat la Domnul. Sunt momente de bucurie, chiar dacă au plecat din mijlocul nostru. Sunt momente că ne vom reîntâlni cu ei în cer sau vin vești de bucurie. S-a născut un copil în familia cutare. Sunt momente de bucurie. Și trebuie să ne bucurăm totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă! Este momentul în care nu putem să ne întâlnim la biserică cu toți, de multe ori ne dorim lucrul acesta, sunt oameni plini de râvnă care vor să se întâlnească la biserică și nu au cum să ajungă. Pe lângă aceasta este piedică, nu putem să ne întâlnim. Dar în momentele acestea sunt momente în care trebuie să intri în odeiță și să te bucuri mai mult cu Domnul. Dar nu numai în odeiță. Ia telefonul, sună fratele, întreabă-l, ce probleme ai? Cu ce te ajut? Poate trebuie să fie o binecuvântare pentru cei din jurul tău, pentru cei din casă ta, pentru cei din biserica ta, financiară. Trebuie să acoperi o nevoie pentru cineva. Domnul să-ți dea putere. fă cu bucurie. Domnul să-ți dea putere să fii un om care încurajează pe cel descurajat și fii bucuros pentru aceasta. Domnul să îți dea putere să, după cum spune în versetul 5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. În vremea aceasta, în care toți oamenii sunt descurajați, ce se întâmplă nu știm, alegeri încoace, descurajări încolo, peste tot. Zice, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Fi blând, că Dumnezeu are un viitor pentru fiecare. Dumnezeu are o nădejde pentru fiecare. Zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și acum am o întrebare. Crezi că Dumnezeu nu știe problema ta? Crezi că Dumnezeu nu-ți vede problema ta? Crezi că Dumnezeu nu vede neajunsurile? Crezi că Dumnezeu nu vede focul uh, din cuptor în care ești pus la încercare? Cei trei tineri au intrat în cuptor i aruncat în cuptorul aprins, într-un cuptor încins. Și acești tineri care s-au încrezut în Domnul, Domnul a fost cu ei în cuptor. Domnul i-a scos biruitori. Indiferent de ce zice lumea, plecați-vă, închinați-vă. Nu! Dumnezeul nostru este cu noi și în cuptor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în care fie că murim, fie că trăim, pentru El trăim și pentru El murim. Dacă Domnul ne va scoate, noi nu ne vom închina lumea acestea. Noi nu ne vom închina lucrurilor de pe pământ. Noi nu ne vom închina la lucrurile trecătoare, ci ne vom închina lui Dumnezeu și vom da toată viața noastră lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi cu noi în cuptor. Zice, nu vă îngrijorați de nimic. Nu ți ajung banii de chirie. Nu te îngrijora. Știți că Dumnezeu are corbii lui? Dumnezeu a purtat la Ilie de grijă. Și Dumnezeu mai are corp și în ziua de astăzi. Într-un pământ săcetos. Dumnezeu mai are izvoare. Într-un pământ în care ești în pustiu. Dumnezeu are stânca potrivită pentru tine și din stânca aceea Dumnezeu îți va da hrana potrivită. Poate zici, trăiesc într-un moment în care nu pot să mă întâlnesc la biserică. Este momentul în care să-L chem pe Dumnezeu și să-I spui, Doamne, deschide stânca a vieții, deschide în cuvântul Tău, dă putere să deschid cuvântul Tău și din stânca aceasta, din Isus Hristos, să-mi vorbești, din stânca aceasta Isus Hristos, să-mi umpli viața și o viață plină de belșug, o viață duhovnicească, o viață mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu în momentele acestea vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să-ți vorbească personal. De multe ori, mă gândesc la versetul când se întâlnește la istorioara aceea pe care Isus Hristos se întâlnește cu Samariteanca la fântână și întreabă Samariteanca, unde sunt închinătorii adevărați? La Ierusalim? La templu? Nu. Adevărați închinătorii sunt duși în adevăr. Sunt momente în care trebuie să intri în odăiță și în duh și în adevăr, să te închinui lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți vorbească personal. Până acum ne-am bătut de multe ori cu pumnul în piept, suntem oameni plini de Duhul Sfânt, dar acum este momentul în care să dai examenul. Dumnezeu vrea să-ți vorbească personal, Dumnezeu vrea să te călăuzească personal, Dumnezeu vrea să-ți deschidă mintea, să-ți vorbească și să te călăuzească. E foarte important să te călăuzească Dumnezeu. De multe ori am avut ipostaze în viață și nu știam în ce parte să o iau. Și am zis, Doamne, vorbește în personal, în ce parte trebuie să o iau. Cum trebuie să descurc lucrurile acestea? Și Dumnezeu mi-a vorbit personal. După cum vorbesc eu cu dumneavoastră, Dumnezeu mi-a vorbit personal. Și Domnul mi-a dat călăuzire. Călăuzirea pe care am primit-o la Domnul a fost binecuvântare pentru mine, pentru familia mea. Și a fost o binecuvântare și pentru cei din jur. Cum îți descurcă Dumnezeu lucrurile? Nimeni nu ți le poate descurca. Banii niciodată nu ți vor descurca lucrurile pe pământ, cum ți le va descurca Dumnezeu. Banii niciodată n-au valoare, valoare în care să zici, cu banii am rezolvat lucrurile acestea. Dumnezeu îți poate schimba toate lucrurile. Dumnezeu poate să-ți dea binecuvântare și poate să-ți vorbească. Aduce cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Am vrea să facem o rugăciune și să-i spui Domnului, Doamne, cuptorul în care ne găsim e încins o de două ori, de trei ori, poate de șapte ori. Dumneavoastră vă cunoașteți staină, dar Dumnezeu vrea să fie cu voi în cuptor și vă va scoate biruitori. Vă va scoate biruitori, indiferent de cine ce zice. Am văzut cazuri, am văzut un caz în care se judecau patru, se judecau prin patru avocați, erau angajați ca să uh, ca să judece un dosar și să lucreze la acel dosar și Domnul i-a spus ace, acele persoane patru ani de zile a durat acest proces și Domnul i-a spus, am să te aduc biruitor am să deschid poarta și eu am să dau rezolvare unui dosar și Domnul n-a trecut o perioadă foarte scurtă o perioadă foarte scurtă și s-a dat un ultima și zis da, aveți dreptate pentru că era un om care umbla după adevăr și am văzut oameni care au cerut pe Dumnezeu în lucrurile pământești. Dumnezeu i-a călăuzit. De aceea, Domnul să vă călăuzească. Nu știu în ce ipostează postează, vă găsiți, dar nu vă îngrijorați de nimic. Ce aduceți orice lucru înaintea lui Dumnezeu? Spunei, Doamne, copiii mei, nu mă ascultă din cuvântul tău. Domnul îți va aduce postează. Și e, momentul în care trebuie să vorbești copilor tăi. Copiii tăi vor veni pe calea Domnului, dar trebuie să te încrezi în Dumnezeu. la cunoștința lui Dumnezeu. Poate ești bolnav, poate ai o suferință în trup. Adă la cunoștința lui Dumnezeu. Dumnezeu vindecă. Dumnezeu este un Dumnezeu al biruinței. Nu este un Dumnezeu în care, numai dacă vin la biserică, mă ascultă. Dumnezeu te ascultă în odăiță. Dumnezeu vrea să fie cu tine tot timpul. El te va călăuzi la metrou, la lucru, oriunde vei fi. De aceea, încredințează soarta, lui Dumnezeu, soarta ta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. În versetul 13, și vreau să închei cu acest verset, din capitolul 4, Filipeni capitolul 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. În momentele acestea, spune lui Dumnezeu, pot totul în Hristos care mă întărește. În rănele lui este vindecare, în rănele lui este biruință. În rănele Domnului Iisus avem binecuvântare. În rânele Domnului Iisus mai este încă har. De aceea, Domnul să ne dea putere. Am vrea să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului toate lucrurile care de multe ori ne pun bariere în viața noastră. Venim la biserică, vrem să ne întâlnim cu cineva și să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, dar acele lucruri nu ne dau pace în mintea noastră, în inima noastră. Am vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, cuptoarele în care suntem, barierele care ne sunt în față, am vrea să dai tu rezolvare. Dacă vei crede din toată inima, Dumnezeu îți va da rezolvare și vei fi un om în care vei spune pot totul în Hristos care mă întărește. Amin.